Jucători. Bună seara, prieteni! Bun găsit la emisiunea noastră Un Pont pe Zi, iată, într-o nouă prezentare, să spunem așa. Chiar sunt curios, pentru cei care sunt fideli acestei emisiuni, dacă își dau seama care este această schimbare. Sabina a zis, s-a uitat la mine mai devreme puțin și a zis că m-am bărbierit. Ar mai fi și asta, într-adevăr. Dar schimbarea totuși e un pic mai consistentă de atât. Aștept mesajele voastre pe Facebook. Avem o pagină de Facebook special dedicată emisiunii. În primul rând, concursul ăsta, să vedem cine se prinde, ce anume am schimbat. Și, doi la mână, aștept ponturi, sugestii și, evident, și reclamații, dacă există. Avem rezultatele zilei în Europa. O serie de partide satisfăcătoare, să spunem așa. Spre exemplu, Leicester a butut Fleetwood, o partidă de care s-au temut mulți. Inclusiv eu m-am temut pentru că cotele parcă ți indicau o posibilă surpriză. N-a fost cazul până la urmă. West Ham Shrewsbury 0-0 în prelungiri partida. Reading a bătut-o pe Stevenage 3-0. În Franța, Bordeaux a pierdut pe teren propriu cu Cannes. Cine a urmărit emisiunea de ieri probabil și-aduce aminte că am indicat faptul că Bordeaux s-ar putea să nu câștige această partidă, Cannes să câștige sau măcar să facă un rezultat de egalitate. 2-0 așadar pentru Cannes. Marseille a bătut tot cu 2-0 acasă pe Strasbourg, un meci relativ ușor care s-a dovedit totuși un pic mai greu decât se anticipa. Monaco-Nice 2-2, iată un rezultat care este în linia în care ne așteptam la goluri. Au fost goluri, două goluri reușite de Balotelli și o egalare în extremis a celor de la Monaco în minutul 92 prin Falcao. Salut, Sabine, ce ai pariat, ce ai jucat azi? Salut, Dane, salut, pariori. Am pariat pe Cârstea, am pariat încă de ieri și uite că ne-am făcut o bucurie, am vins-o pe Diaz. Noi am anticipat ieri două ponturi pentru această partidă, victorie directă, cota 2 și 14 și 1 cu handicap de plus 1,5 setul la o cotă de 1,41, bună pe un bilet. S-a calificat și Bogdan, a mis-o pe Mladenovic. Spuneam ieri că Mladenovic este într-o formă jarnică și jucătoarea noastră poate profita. Din tenis am avut foarte multe ponturi corecte, mai puțin la Bautista cu Verdasco. Verdasco, victorie în 3 seturi, neașteptat, mai în vârstă. În sfârșit ne așteptam la o replică mai bună a lui Bautista, nu s-a întâmplat. Pe fotbal a fost 100% pe Franța, Monaco-Nice, unic și ambele marchează, și gol în ambele reprize la același meci. Marseille-Strasbourg, 1 cu handicap asiatic minus 1, 2-0 pentru Marseille. Leicester-Fleetwood, gol în ambele reprize, cota 1,50, și Mansfield-Cardiff, X12, 1,5 goluri, era pas bun pentru Cardiff la un moment dat. Ligue 2, tot în Franța, două meciuri, două rezultate corecte. Sparta, Rotterdam a pierdut acasă cu viteze, cum ne așteptam. Încă noi pariasem puțin acoperit, 2 cu handicap 0, cota 1,50. Da, o mulțime de pronosticuri bune, cam tot ce era de pariat astăzi, noi am reușit să intuim aseară. În continuare așteptăm cu sufletul la gură rezultatele româncelor de la Australian Open. Vom urmări turneul și îl vom prezenta așa cum putem noi mai bine. Până acum rezultate bune și româncele pe care ne bazăm, să spunem așa, Sorana, Simona și Ana Bogdan, parcă nu, a treia. Da. S-au calificat și Begu s-a calificat. Begu e prima care joacă, dacă nu mă înșel, chiar în această noapte. Noi o să pronosticăm toate aceste partide. De asemenea, mai multe informații despre meciurile acestea găsiți pe site-ul nostru pariuri1x2.ro. Analize detaliate și multe informații pe care nu trebuie să le ratați. E bine, haideți să vedem pentru început cu ce ne mândrim mâine. Meciul zilei Unibet este unul cât se poate de interesant pentru că PSG revine pe teren propriu, acolo unde sper eu să fie ceva mai convingător. Așadar, meciul zilei Unibet, PSG Dijon. M-a scos PSG, Sabine, în ultima etapă, a bătut doar cu 1-0 în deplasare, nu mai știu cu cine a jucat. La Nant. Cu cine? La Nant a jucat. Corect, cu Tătărușanu. Da. Bară, Rabiot, minutele de prelungire. Da.
Un meci de coșmar, aveam handicap minus 1, luam aproape 7 milioane jumate, 7 milioane 400, ceva de genul ăsta aveam. M-a scos PSG pe biletul ăla, dacă mai dădea un gol, dar n-au dat, ți-am zis, bară Rabiot, minutul 92-94, ceva de genul ăsta. Însă cred eu că o dată revenit acasă, Paris Saint-Germain ar putea să se exprime la capacitatea ei adevărat. E poate un pic și de telenovela aici, pentru că vedem ce se întâmplă cu Neymar, care când are chef joacă, când are chef nu joacă. Acum e trecut ca accidentat. Incert, pardon, pentru partida asta. El nefiind însă accidentat. Asta e problema. Probabil să va inventa o nouă categorie de motive de astea. Accidentare, suspendare și n-are chef. Sau ceva de genul ăsta. Corect. Da, sunt două incertitudini sunt la PSG. Una e Neymar și cealaltă e antrenorul Emery, care, deși în sfârșit a dus-o pe echipă pe locul întâi, unde stă extrem de relaxat, a calificat-o în faza următoare a Ligii Campionilor fără mari emoții. Clubul deja îi caută locuitor și s-a stabilit o listă pentru această vară, motivul fiind legat de Neymar. Dacă vrei, nu reușește să se impună în vestiar în fața jucătorilor. Corect. Era de așteptat. Da. Bun, da. Hai să vedem cotele partidei pentru început, Sabine. Cotă de 1-0-8 pentru formația gazda. 1-0-8, cotă logică, zic eu. La remiză 11-50, 23 pentru victoria lui Dijon. Evident, un pariu sefeistic. Așa, ambele marchează o cotă de 2-0-5. Aici ar fi câteva lucruri de spus. PSG a cam primit goluri acasă, dar în victorii clare. Edison Cavani înscrie peste 1,5 goluri, cel puțin două goluri marcate de atacantul uruguaian, o cotă de 2-50. Da, slab a jucat la Nantes, știi. Da. Bine, da, a fost și povestea asta cu Cavani, care a întârziat să se întoarcă acasă, nu și-a luat revanșa la Rand, poate acum cu Dijon, că e mai ușor. 2.50 pentru cel puțin două goluri înscrise de Cavani și mai avem un pariu? Mota să primească un cartonaș cu o cotă de 3.50. E un lucru de spus legat de adversara PSG-ului, faptul că, deși e formație de top 10, e greu să fii în Franța în top 10 atunci când te numești Dijon, are a doua cea mai slabă defensivă din Liga, 34 de goluri încasate. Apropo de acest 34, Sabine, rimează cu ceva și cu tramvaiul 34, trebuie să recunosc, care trece din Tei până la stadionul Dinamo, să spunem așa, se duce până la gara de nord, parcă, dar mai rimează cu ceva. PSG pe teren propriu a marcat exact 34 de goluri, așadar cele 34 de goluri primite de Dijon ar fi cam ca și cum îi ar fi marcat PSG. Da, îți dai seama ce coșmar? Da, da. În tur a fost 2-1 și a fost un 2-1 chinuit, pentru că PSG, ultimele 3 goluri, sau toate golurile meciului s-au marcat în ultimele 20 de minute. PSG a fost egalat spre minutul 90 și a marcat în minutul 92 pentru 2-1. Deci o echipă care nu se închide, practic un fotbal decent, nu neapărat frumos, 29 de goluri marcate, e o statistică în care stă foarte bine, mult peste Nant, ocupanta locului 5 în acest moment, peste Genk, iarăși o echipă mai bine clasată. Cred că chiar acest argument al stilului de joc pe care Dijon l-a adoptat în acest sezon încurajează varianta de pariere pe care noi vă propunem. Peste 3,5 goluri în meci la o cotă de 1,53. Ne așteptăm ca cele mai multe dintre acestea, sau chiar toate, să fie marcate de formația gază. Dar, cum am spus, nu ar fi exclus ca și oaspeții să marcheze la Paris. Lille a marcat la Paris, Caen a marcat la Paris, Rennes a înscris de asemenea contra PSG-ului, bine, acasă. PSG vine și după acest chinuit 1-0 la Nantes. Și atenție, PSG joacă în weekend la Lyon. Sunt deja luate mici măsuri de precauție. Ar putea fi menajați o parte dintre jucători, de exemplu... Da. Daniel Alves. Daniel Alves, exact, înlocuit de Meunier în postul de fundaș dreapta. Îl scos pe dracu și îl bagi pe Tatsu. Adică, deci oricum un lot formidabil. Mota este incert, dar se pare că va evolua. Oricum în atac... Pastore lipsește, sigur, și mai e o problemă. Lucas Moura e ca și plecat, nici nu mai e în lot măcar. Exact, exact. Mbappé și Cavani, în schimb, sunt titulari. Deci dacă ar fi și Neymar pe teren, deși
șansele sunt mici, PSG ar ataca cu tot ce are. Și aș mai face o precizare în încheiere, faptul că dacă în tur a fost doar 2-1 și a fost meciul acela chinuit de care ne aducem aminte, la acel moment PSG își căuta o identitate, pentru că veniseră transferurile astea puternice în vară și evident se stabilau niște centre de putere, niște poli de putere acolo, au fost discuțiile alea, cine bate penalti, cine nu bate, mă rog, cred că va fi mai ușor de data asta. Cam atât despre meciul zilei Unibet. Mai multe detalii despre această partidă și despre Unibet, mai ales o casă de pariuri extrem de cunoscută în întreaga lume, una dintre cele mai mari, găsiți pe site-ul nostru pariuri1x2.ro și pontul emisiunii, hai să repetăm, Sabine, peste 3,5 goluri în meci, normal, PSG pe teren propriu, o forță, spuneam, o medie de 3,4 goluri marcate până acum, la o cotă de 1,53, 10 meciuri, 10 victorii acasă pentru PSG. Trecem mai departe, ne îndreptăm acum atenția către Cupa Spaniei, acolo unde avem un derby catalan, Espanyol-Barcelona. Sabine, cota lui Espanyol e ca la promoțiile acelea. Ai cota 10, da, dacă pariezi pe Espanyol. Da, cota 10, o cotă mare, o cotă sau un sfârșit, nu e același... Realistă totuși că în ultimele, mă uitam, 6 meciuri, Barcelona 6 victorii și evident nu se pune vreodată problema Barcelona să nu câștige. 1,29 pentru Barcelona. Da. Și la remiză o cotă de 5,40. Alte variante pentru cine mai dorește să încerce ceva în plus sau să măcar să se informeze care sunt cotațiile meciului. Ambele marchează o cotă de 1,90. Scor corect 3-0 și Messi să marcheze o cotă de 12. Da, e un rezultat logic, deși e posibil ca Barcelona, dacă va forța, să treacă de această linie. Oaspeții să marcheze din penalte o cotă de 5,50. E un pariu care îmi place foarte, foarte mult și încerc astfel de variante, știi că mai pariești pe scoruri corecte și pe astfel de pariuri speciale. Da, deși reprezintă cu aceeași mândrie regiunea catalană, același oraș, Espanyol nu a beneficiat niciodată de îngăduința Barcelonei, marea rivală de pe Camp Nou. Știm că se mai întâmplă acest lucru, mai ales în Londra, se mai ajută echipele între ele, mai au un punct de aici, ok, hai să vedem cum facem să fie toată lumea mulțumită. Barcelona, când o prinde pe Espanyol, probabil sunt alt gen de conflicte pe care noi nu le cunoaștem, cele două formații nu, sau Barcelona nu omenajează niciodată pe Espanyol. O spuneai de ultimele partide directe, doar în ultimele trei Barcelona are un avantaj 12-1, deci a marcat o mulțime de goluri și a încasat doar unul singur. Altfel, formalul Espanyol nu e chiar de râsul curcilor, da, să spunem așa, nu? Espanyol se descurcă destul de decent în acest sezon. Mai mult de atât, a reușit o serie de rezultate strânse cu echipe puternice. Singura care însă o bate constant la scor este Barcelona. Da, și cu atât mai mult situația s-a putea repeta în condițiile în care la Barcelona sunt anunțați titulari Messi, Suarez, Rakitic, Busquets, adică o parte din greie echipei. Dembele și Iniesta alături de Coutinho, nou venitul Coutinho, sunt accidentați, nu vor evolua. Am și primul 11, probabil, evident, al Barcelonei, Chilesen, Sergio Roberto, Mascherano, Vermaelen, Vinier, Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Arnaiz, este un băiat de la echipa a doua a clubului, Messi și Suarez. Atenție, Espanyol are un meci important, zic eu, în weekend, care poate stabili obiectivele echipei pentru a doua parte a sezonului, acasă cu Sevilla. Dacă o va învinge pe Sevilla, o formație în picaj, Espanyol intră în top 10 și se poate gândi chiar mai sus. Noi pariem logic, zic eu, oaspeții să deschidă scorul și să câștige partida la o cotă simplă, 1,42, dar ți-am spus, mie îmi place și această variantă, Barcelona să marcheze din penalte la o cotă de 5,50. Așa este, până la urmă și pariul nostru pe care îl sugeram ieri cu gol în ambele reprize ar trebui să stea în picioare inclusiv la acest meci. Să nu uităm până la urmă că este un derby în Catalunia și fiecare echipă are motive să tragă tare. Am, Sabine, o serie de ponturi din partea telespectatorilor, dar vreau să citești câteva dintre mesaje. Dacă unii dintre cei care ne urmăresc s-au prins că am schimbat platoul, să spunem așa, au fost și oameni care au zis că doar m-am așezat jos. Ei bine, stau și jos, dar
și într-un platou diferit. Evident, nu o să rămânem în situația asta, o să fiu pedepsit din nou să stau în picioare, dar momentan iată o seară liniștită și fericită. PSG 1 și cel puțin două goluri până, marchează cel puțin două goluri până la pauză, o cotă de 1.80, Alexandru Parnic ne scrie acest mesaj. Ne salută o serie de prieteni, le mulțumim foarte mult pentru că ne urmăresc, că sunt fani fidele emisiunii și îi invităm cu ocazia asta și pe ei și pe dumneavoastră să vă faceți timp să dați un share emisiunii, pentru că evident contează foarte mult acest lucru. Haideți să lărgim comunitatea și să îi ajutăm pe prietenii noastre să vadă ce facem noi aici. Citesc mai departe, PSG Dijon ambele marchează gazele 3 plus, pardon, ne scrie dascălul Marius Daniel. Ce mai avem aici? Mai sunt mesaje. Ambele marchează și 3 plus. Nuțu Ianoș, un alt prieten al nostru. Și, mă rog, mai sunt mesaje, dar mai las și pentru mai târziu. Hai să trecem deocamdată mai departe la următorul meci. E o partidă din Cupa Angliei, o partidă cu bucluc. Atât i-a trebuit lui Chelsea să dea de Norwich în Cupa Angliei și din momentul acela s-a blocat treaba la londonezi, în sensul că în acea partidă, în tur, cum ar fi, dar nu e tur, aia a fost etapa de cupă, dar fiindcă s-a terminat la egalitate, acum se rejoacă. Așadar, în prima partidă, scorul a fost egal. Chelsea, în deplasarea la Norwich, 0-0. După aia a urmat prăpăd. Chelsea a mai jucat două meciuri. Cu Arsenal a făcut tot 0-0 în Cupa Ligii și colac peste pupăză în weekend, sâmbătă, 0-0 pe teren propriu cu Leicester. Așadar, trei meciuri la rând pentru formația lui Antonio Conte cu rezultatul de 0-0, un lucru îngrijorător pentru londonezi. Da, o perioadă lipsită de eficacitate pentru Chelsea și, paradoxal, Conte este pregătit să dea drumul lui Bașoai, jucătorul deja pare în curtea Sevilliei, rămâne de văzut dacă se vor înțelege cluburile în următoarele ore. Până una alta este anunțat titular, dar șansele să vedem evoluând sunt mici. Asta înseamnă că vom vedea pe teren din primul minut poate un atacant ceva mai percutant, înțeleg ce zici, dar e posibil în același timp să-l vedem și pe Batshuayi în speranța de a-i se mai da o șansă înainte de a-i se face bagajele. Cert este că veștile legate de plecarea belgianului au apărut în ultima 100 de metri. Noi am inclus în variantele de pariere pe acest meci, inclusiv un pont care l-are în prim plan pe atacant. Oricum, dacă nu va juca, e clar, vom primi cota 1. Până la alta cotele partidei, Chelsea să câștige are o cotă de 1.22. La remiză, cota este 6.40 și victoria lui Norwich are o cotă de 12.50. Cota lui Chelsea a mai crescut puțin în ultimele ore, dar e undeva. Așadar, victorie Chelsea, o cotă de 1.22, un pic în creștere. Asta o fi un semn de îngrijorare? Eu nu cred, pentru că Chelsea, în primul rând, e această perioadă de 4 remize, pentru că înainte acestor 3 rezultate de 0-0, mai fusese un 2-2 în campionat, în acel meci nebun cu Arsenal. Conte vrea să scoată echipa din această perioadă mai dificilă și va forța, chiar apelând la jucători de prim 11, va forța victoria. În tur, Norwich nu a avut niciun șut pe poartă, deci practic s-a apărat, a făcut tot ce stă în putință să scoată un rezultat bun. Mi-e greu să cred că o să le mai meargă și în deplasare. E clar. Alte variante de pariere, unul cu handicap minus 1.5, deci să câștige Chelsea la 2 sau mai multe goluri, 1.72 este cota. Peste 3.5 goluri, o cotă de 2.70, nu prea se așteaptă casele de pariuri la un meci foarte spectaculos, mai ales prin prisma ceea ce s-a întâmplat în primul meci. Gol din penalti, iarăși o cotă de 3.75. Îți spuneam, noi avem două ponturi pregătite pentru această partidă, unul cu handicap asiatic minus 1, cota 1.41, merge și acea variantă la cel puțin două goluri a lui Chelsea. Și adică, Sabine, noi mizăm că Chelsea, ăsta e pontul nostru, da? Exact. Că Chelsea câștigă,
la cel puțin două goluri diferență. Dar dacă învinge la un singur gol diferență, cum ar fi trebuit să pariez eu la Nant cu PSG, adică cu handicap asiatic, primim banii înapoi. Da, asta e regula pariului handicap asiatic minus 1. Handicap asiatic minus 1,5 trebuie să câștige Chelsea la măcar două goluri. Dar obligatoriu. 1,72, da. Și la Petru o cotă de 2,15 gazele să câștige Chelsea, să se impună și Bașoai să marcheze. Atenție, am spus pe ultima sută de metri, în ultimele ore, s-a anunțat că atacantul va pleca la Sevilla. Bine, a mai apărut o completare. Conte a spus că îi va da drumul doar cu condiția ca clubul să rezolve în același timp să acopere acel post. Andy Carroll este fixația lui Conte, nu știu de unde și până unde, dar și dorește foarte mult la echipă în locul lui Bașoai. Corect. Bun. Sabin, mergem mai departe. Am vorbit despre aceste meciuri de prin plan, să spunem, dar cred că sunteți curioși, prieteni, și care sunt cotre bombă ale emisiunii. Sabin o să ne spună imediat. Vorbim de cote bombă, adică de cote mari, cote un pic mai semnificative decât cele dinainte. Și tocmai de aceea am ales câteva variante un pic crescătoare, așa să spunem. Și o să avem o cotă de 2 și un pic, 3 și un pic și una de 7,50. Haideți să le vedem acum pe ecran. Cotă de la Winmasters, o casă de pariuri care are cote foarte bune și tocmai de aceea am făcut această selecție. Espanyol-Barcelona, Sabine, ce jucăm? Primul gol să se marcheze în intervalul 20 minutelor 21-30 pentru o cotă excelentă, 7,50. Da. La Chelsea Norwich aleg un pariu cu o cotă ceva mai mică, dar trebuie să evidențiez faptul că cei de la Winmasters ne propun acest interval. Nu vor fi 1-3 goluri în meci, la o cotă de 2,15 și PSG cu Dijon, gazele să marcheze exact două goluri în prima repriză. La o cotă foarte bună, 3,45. Sunt perfect de acord cu tine, Sabine. Sunt cote foarte interesante, de încercat aceste cote, evident, dar cote cu potențial. Mergem către rubrica următoare. Haideți să vedem acum și care sunt pariurile la cerere. Vă spuneam că singura casă de pariuri din România care permite pariuri la cerere este Winmasters. Asta înseamnă că poți să te duci la Winmasters sau să le trimiți un e-mail pe adresa pariuri@winmasters.ro și să propui tu pariul tău, care nu există în ofertă. Ei îți vor da o cotă și la fel am procedat și noi, adică la fel s-a întâmplat și cu noi. Barcelona să nu piardă niciun meci până la finalul sezonului. Ce cotă credeți că ne-au dat prieteni? O cotă de 4, așadar. O cotă interesantă, o cotă de încercat, ai spune eu, ca să vă dau așa un exemplu, să spunem o sumă de, cât să spunem, 100 de lei, ne-ar aduce la finalul sezonului 400 de lei înapoi, ceea ce nu-i deloc rău. Și mai avem pentru mâine încă o variantă. Hale Bușar, ce pariem aici, Sabin? Ce încercăm? Un 2-1 la seturi în favoarea jucătoarei noastre, dar și un tie-break în meci, pentru că știm, Hale pare ușor accidentată, poate va avea mici probleme. Dacă va fi la capacitate maximă, cred că o va învinge pe Bușar fără mari probleme. Dar sunt aceste probleme de sănătate de care trebuie să ținem cont. E adevărat, n-a fost nici foarte convingătoare în turul întâi. Mă tem că nu va avea o viață ușoară la ediția de anul acesta Australian Open. Cam astea sunt pariurile la cerere. Acum urmează însă un subiect extrem de interesant pe care vom încerca să îl facem primul, cel mai productiv din emisiunea noastră. Vorbim despre biletul zilei Superbet. Am debutat nemaipomenit cu acest bilet Superbet, vreo 7-8 bilete la început au ieșit toate, după care am avut o perioadă mai proastă, un jucător accidentat, să spunem așa, rezultatele nu au mai fost de partea noastră, dar începând de astăzi, prieteni, sunt ferm convins să punem treaba pe roată, de azi sau de mâine, vedem exact cum merge situația. Sabin, care sunt selecțiile pentru bilet, selecțiile alea deștepte, dar nu foarte riscante? Pariem pe un meci din Cupa Turciei, Istanbul BB cu Giresun Spor, pauză sau final 1, cota 1-41, a fost 3-1 pentru Giresun în manșa tur, dar
Atunci, pe 27 decembrie, Istanbul BB, liderul din prima ligă turcă, a dat liber, a dat vacanță tuturor jucătorilor importanți. L-a adus pe Arda Turan. Da, l-a adus pe Arda Turan, dar nu cred că va evolua. Mâine am căutat, nu, că, am căutat nu, informații, niciodată. Dar nu cred că va evolua. Real Madrid, Basconia, Bazaconia, cum ar veni, 1 cu handicap, minus 4,5 puncte la basket. Speră să fie o Bazaconie și să piardă meciul, nu foarte clar, dar la 5 punte diferență. Valencia la Veș... Sabin, vreau să-ți mai spun un lucru. Din ce am observat, colegii noștri, specialiști în basket, sunt extrem de preciși cu aceste handicapuri. Mie îmi plac foarte mult punctele lor din basket. De multe ori pândesc pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro, când apare cât un nou articol. Să-l iau de acolo, să-l citesc neapărat și apoi, evident, să-l joc. Și mai avem două meciuri pe bilet. Valencia la Veș. Ce jucăm aici, Sabin? Interval goluri 2-5, cota 1-27 și la Chelsea Norwich interval goluri 2-6, creștem puțin linia pentru că Norwich vine din Liga Secundă, mult mai slabă, cota 1-20. Le punem pe același bilet și avem o cotă finală de 3 și ceva, deci ne triplăm investiția și mai câștigăm ceva pe lângă. Așa este. Să sperăm că avem și noroc, pentru că fără noroc nici la meciuri aranjate nu câștigi, sincer să fiu. cunosc situații. Trecem mai departe, prieteni, atât de la Superbet, o casă de pariuri la care am început și eu să joc constant, trecem la restul ofertei de mâine, o mare parte dintre aceste ponturi fiind tot din oferta Superbet. Sunt multe variante de pariere la Superbet, asta îmi place foarte mult și tocmai de aceea de multe ori e de preferat această casă, când nu știi ce să joci. Acolo ai posibilitatea de joci aproape orice vrei. Bun, Angers Troyes, Sabine, în Franța, ce încercăm la această partidă? Pariem pe un gol marcat de oaspeți. Troyes a marcat și pe la Lyon și pe la Marseille, o echipă care poate înscrie pe terenul primei formații sub linia retrogradării. Genkamp Lyon ambele marchează, cota 1.60. Lyon ar trebui să forțeze, urmează partida cu PSG, a pierdut puncte și cu Angers acasă, trebuie să forțeze, va rămâne descoperit în apărare. PSG Dijon, 1-2 goluri din prima repriză, uite o variantă de pariere din oferta Superbet, avem o cotă de 1.66. În FA Trophy, în Anglia, Oldham cu Leicester, echipa Academiei X2, cota 1.46. Atenție, la echipa Academiei joacă destui jucători de primă ligă, care ori n-au locuri, își revin după accidentări sau sunt aduși la un nivel fizic optim. Emiratele Arabe Unite, Cupa Emiratelor, avem aici Banias cu Alas Waslă, peste 2.5 goluri, cota 1.50. Și Alain al Dafra, peste 3.5 goluri, cota 2.27. 2.27 așadar cota, cel puțin da. 4 goluri în meci. O cotă frumoasă. Din linia mai sus, cota este bună. Avem ponturi din Cupa Spaniei. Da. Atletico Madrid-Sevilla peste 2 goluri cu handicap asiatic. Dacă se marchează exact 2, avem miza înapoi, cota 1.48. Și eu zic că poate Atletico. Repriză... Eu l-a jucat unul solist. Și eu la fel. Uite, putem încerca în schimb și varianta 1-2 goluri în repriza secundă. Pentru o cotă de 1.55, iarăși o variantă interesantă, Superbet. Valencia, Alaveș, gazele să marcheze cel puțin 2 goluri, cota 1.41. Intrăm în altă categorie de pronosticuri, suntem la Australian Open, Gilles Simon cu care în obusta peste 3.5 seturi, cota 1.53. Așadar, Sabine, pe tabloul masculin, da? Gilles Simon care în obusta cel puțin 4 seturi, adică nu se termină 3-0. Ok, Karlovic cu Sugita, peste 3.5 seturi, cota 1.50, Edmund cu Istomin, 1 solist, avem o cotă de 1.41, Milman, Zumur, peste 3.5 seturi din nou în această partidă, Nadal, Mayer, peste 8.5 game-uri în primul set, cota 1.43, nu neapărat un meci echilibrat, dar a jucat bine Nadal primul tur, l-am văzut. Da, da, poate o replică ceva mai decentă a adversarului sau măcar un set. Mati cu Begu, o vedem pe Begu la treabă din nou, sperăm să treacă mai departe. 2 cu handicap plus 1.5 seturi la o cotă de 1.30. Adică ia set, asta e pariu. Câștige măcar un set, da, fetele da. Joacă în două seturi
Wozniacki să se impună cu 2-0 la seturi, Rybarikova să câștige o cotă de 1.54, foarte, foarte bună, cota Flipkens este slăbuță, Babos să o învingă pe Suarez Navarro, puțin forțat, dar cota este bună, 2. Gavrilova Mertens peste 20.5 game-uri în meci pentru o cotă de 1.71 și Kerber cu Vekic 2-0 la seturi, cota 1.49. Deși ne-am spus mai repede, ponturile vor fi și pe site. Așa este, prieteni, pe pariuri112.ro găsiți restul pronosticurilor. Sunt foarte multe ponturi pregătite de colegii mei. Atât pentru această seară, ne revedem mâine. Până atunci, o noapte liniștită și baftă la pariuri. Acest program v-a fost oferit de Unibet.